Ziua de 9 mai are o semnificație aparte în istoria României, a Europei și a lumii întregi. Această zi aniversăm Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite și Ziua Europei. Sărbătoarea de astăzi este dedicată valorilor și spiritului european și euroatlantic. Este o sărbătoare a păcii, libertății, unității și speranței de mai bine pentru toți cetățenii Europei. Acum 137 de ani, la 9 mai 1877, Mihail Cogălnicianu, într-un memorabil discurs, declara independența de stat a României, act de importanță covârșitoare pentru dezvoltarea de sine a națiunii române, ce avea să fie consacrat în bătăliile purtate de armata română la Plevna, Rahova, Smârdan și Vidin. 9 mai este ziua recunoștinței, când trebuie să cinstim memoria celor care s-au jertfit pentru independență, dreptate și unitate. Acest moment solemn evidențiază prețuirea și respectul tuturor ostașilor români participanți la marile bătălii ale neamului românesc. Au făcut-o cu cinste, onoare și spirit de sacrificiu, mulți dintre aceștia aducând suprema jertfă pe câmpul de luptă. Doamnelor și domnilor, județul Argeș are o bogată tradiție militară. Începând cu războiul de independență, unitățile argeșene au participat la toate conflagrațiile militare. Din zona Argeșului și Mușelului, în 1877, plecau în avamposturile redutelor otomane două regimente și un batalion de vânători. Divizia 3 Infanterie Pitești a fost o unitate de elită a armatei române. În cel de-al doilea război mondial s-a evidențiat prin fapte de eroism. Foarte mulți ostași care au participat la acțiunile militare nu s-au mai întors acasă. Tuturor acestora veșnica noastră recunoștință. Au fost, sunt și vor rămâne pentru totdeauna eroi ai neamului românesc. La mulți ani România, la mulți ani Europa! Permiteți-mi să vă transmit mesajul pentru această zi festivă al primului ministru al României, domnul Victor Ponta. Ziua de 9 mai are o semnificație deosebită pentru toți cetățenii europeni și în mod special pentru români. La 9 mai 1950, ministrul francez de externe Robert Schuman făcea o declarație istorică prin care propunea un plan de colaborare economică între Franța și Germania. Declarația lui Schuman a pus bazele colaborării și reconcilierii între statele europene. Uniunea Europeană, din care România face astăzi parte, cu mândrie și responsabilitate, și nu este doar o construcție instituțională. Ea este, înainte de orice, un spațiu al valorilor, al libertății, al toleranței, al solidarității dintre state, aduse la oaltă de convingerile și atașamentul față de democrație. De aceea, în momentul în care idealul european este pus în discuție de actori populiști și eurosceptici, avem cu toții datoria să ne aducem aminte de eforturile depuse de părinții fondatori ai Uniunii Europene pentru constituirea unui spațiu al libertății și bunăstării. Tot astăzi, România sărbătorește Ziua Independenței. La 9 mai 1877, în adunarea deputaților, Mihail Cogălnicianu citea declarația de independență prin care România își afirma suveranitatea națională. Votarea în Parlament a declarației, promulgarea ei de către Carol I, sacrificiul soldaților români, precum și eforturile susținute de ale înaintașilor noștri, au adus la recunoașterea independenței de către toate statele europene. Se împlinesc așadar 137 de ani de când țara noastră și-a ales un parcurs propriu, de când și-a afirmat cu încredere independența, se împlinesc 64 de ani de când statele europene au decis să-și dea mâna într-un proiect comun în numele ideii de solidaritate, de bunăstare, de unitate în diversitate. Astăzi, în fața riscurilor și a provocărilor de la granița Uniunii Europene, popoarele continentului trebuie să fie unite mai mult decât oricând. România este membru al Uniunii Europene din 2007 și ziua de 9 mai nu este numai un moment al comemorării, ci și o ocazie de a saluta cu mândrie
progresele făcute de țara noastră în afirmarea pe scena europeană. Ziua Europei ne amintește nașterea celui mai important proiect politic, economic și social al continentului după cel de-al doilea război mondial și este ocazia de a ne arăta solidari și de a sărbători împreună. Este o zi a marii comunități europene din care facem parte cu toții. Suntem români și suntem cetățeni europeni. Ziua de 9 mai este un moment de sărbătoare în care ne afirmăm atât identitatea națională cât și spiritul european. Vă urez la mulți ani România, la mulți ani Europa!
Stai! Gardă la picior! Marș! Gardă în formație! Marș! Gardă în formație! Marș! Gardă în formație! Marș! Gardă pe patru rânduri! Marș! Gardă pe două rânduri! Marș! Gardă în linie pe un rând! Marș!
Thank you.
ales nume, de cu fruntea sus prin lume, n-am de ce să-mi fie teamă. Ăsta sunt și așa mă cheamă. N-am gândit vreodată să mor, ca las mâinile cu noi. M-am gândit să mă prefac, să văd dușmanii ce fac. N-am gândit vreodată să mor, ca las mâinile cu noi. M-am gândit să mă prefac, să văd dușmanii ce fac. Dușmanii se bucurau, prietenii se minunau, pe cine
înghețate. S-a luat un cal de flori, al ca un cais în zon, și la prânz roșu cam acul să-ți te bate pe-acolo. Pentru un oră părlai, mi-am dat calul în tramvai, că schimba sedea cu soata, inima și poarta. Scurgea de noroc cu tine să joc. Unde ne va duce calul și ne va muri? Avem de ghiușalul în zupeții. Vreo 3000 de ani vom trece din amul în zon. Vreo 3000 de ani viitor, voi fi braț de flori. Să ai răbdare, să ai ce vedeți. Nu pot
să spun de astăzi, dacă te mai iubesc. Viața nu-i o gară din care poți afla, doar întorcând o filă ceea ce va urma. Cine să știe oare ce se va întâmpla? De azi și până mâine multe se pot schimba. Poate că la toate că nu, poate că eu sau poate tu vom mai greși, vom mai uita. Poate că nu, poate că da, poate că da, poate că nu, poate că eu sau poate tu vom mai greși, vom mai uita. Poate că nu, poate că da. Doar întorcând o filă ceea ce va urma. Cine să știe oare ce se va întâmpla? De azi și până mâine multe se pot schimba. Poate că da, poate că nu, poate că eu sau poate tu vom mai greși, vom mai uita. Poate că nu, poate că da, poate că da, poate că nu, poate că eu sau poate tu vom mai greși, vom mai uita. Poate că nu, poate că da. Mai trece o clipă, aș vrea să fii aici, că tu mă iubești. Când șoapte tu să-mi zici, am căutat fericirea și în sfârșit eu te-am găsit. Și doar lângă tine sunt fericit. Ești dragostea mea și noapte ca luna tu răsari. Ești dragostea mea și-n gândul meu în orice clipă apari. Tu ești dragostea ce-n suflet mereu o voi muta și aș vrea ca întotdeauna să fii a mea. Cântăm împreună, ce ziceți? Pitești, auzi, Pitești, sunt aici și de ziua Europei vă spun la mulți ani. Cântăm împreună, oricum. Ești dragostea mea și noapte ca lunea tu răsari. Ești dragostea mea și gândul meu în orice clip apar. Tu ești dragostea ce-n suflet mereu o voi purta și aș vrea ca întotdeauna să fii a mea. Ești dragostea mea și noapte ca luna tu răsari. Ești dragostea mea și gândul meu în orice clip apar. Tu ești dragostea ce-n suflet mereu o voi purta și aș vrea ca întotdeauna să fii a mea. Tot ce a fost în viața mea odată voi lăsa uitării. Ani și luni și nopți iar în povară lipa desfârțirii. N-am să șer ce nu-mi pot da vreodată, n-am să șer iubirea. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
aceea. Yeah.